Înainte de fiecare antrenament, Amalia exersează. Camera îi este plină de medalii, toate primite pentru locul întâi. Merg la antrenament la ora 3. Mai un pic. 20 de minute. Am avut foarte, foarte multe trofee la tine acolo. Da. Cum am intrat noi aici? Că pare a fi camera unui campion. Păi fac gimnastică de la 5 ani și am câștigat multe cupe. În fiecare zi, de luni până sâmbătă, 4 ore sunt dedicate antrenamentului. Fetița de 9 ani are planuri mari. Acelea de sus sunt cele mai importante. Le-am câștigat la Cupa României, campionatul național și alte cupe mai mici. Ce înseamnă de la locul întâi la Cupa României, ești cea mai bună din România, da, la categoria ta de vârstă. Da. Cea mai mare admiratoare și susținătoare a ei este mama. Da, ea e mama mea. De unde ai făcut fotografia asta? Fotografia asta am făcut-o la Dobroiești, unde am luat locul întâi. Aceasta este cupa. Și am primit o cadou. Păi hai să o cunoaștem și noi pe cea care te-a dus prima dată la dansuri. Bine. Este mama mea. Și ea este comora mea. În fiecare zi, același scenariu. Amalia se pregătește de antrenament, iar Magda o roagă să îi dea toate detaliile. Bine. Ce faceți azi? Ce lucrezi? Păi, astăzi o să lucrez cu coarda și Adrian mi-a spus că o să-mi pună muzica lui Charlie Chaplin. Și ți-a dat melodia? Nu, încă nu. Dar a spus că poate o să-mi o dea. Și o să mergi așa cu... Mergeți Charlie Chaplin? Da, mi-a spus să-i învăț pașii. Și cu costumul ăla verde frumos o să faci muzica lui Chaplin? Da. Da? Cred că da. Păi cer cum l-am ca anul trecut, deci nu mai trebuie să repet. Mi-a schimbat doar două chestii. Doar două elemente? Da. Succes! Mulțumesc, mami! Amalia pleacă în pași de dans la antrenament, iar Magda o așteaptă. Va ajunge acasă seara târziu. Da, vine de la școală, are 3 ore la dispoziție pentru masă, lecții, pregătit pentru antrenament și după aia ne mai vedem la 9 sau după 9, depinde. Deci acesta este stilul de viață al unei campioane. Sper! Acum depinde și ce face la antrenament, că acolo este cel mai important, că munca și seriozitatea. Magda a descoperit talentul Amaliei în urmă cu 4 ani. Dar cum a fost la primul ei concurs? La primul ei concurs a fost o surpriză și pentru noi, pentru că primul concurs a fost la o lună după ce a început, să spunem, performanța. Acum ne uităm cu plăcere și zâmbim când o vedem cum a început și la ce a ajuns să facă. Ne-a bucurat, da, a fost foarte, foarte haioasă, să o vedem că aproape nici nu știa unde să așeze pe cobor și de unde să înceapă și căuta privirile antrenoarei să vadă, stau bine, aici a trebuit să stau, mai trebuie să fac, dar s-a descurcat foarte bine pentru ce avea de făcut și a luat locul întâi, chiar ne făceasem mama, am luat locul întâi, am câștigat, da, parcă mi-aduc aminte ca și ieri cum a fost. Și oricum au urmat multe locuri întâi pentru ea. Da, au urmat multe, multe locuri întâi, într-adevăr. Cea mai mare durere a ei este că nu o mai poate însoți la toate concursurile. Să ieși din casă în scaun rulant este o adevărată aventură. Mergeam, obișnuiam să o duc și mai aveam posibilitatea la una dintre săli să mai vedem cam ce fac și mai vorbeam cu ea acasă, uite, te-am văzut că faci aia, poate ar trebui să muncești mai mult sau poate că ar trebui să fii mai serioasă din punctul ăla de vedere sau cum ți s-a părut nou element pe care ți l-ai introdus. Acum nu mai pot, abia mai ajung la concursuri.
ne-am mutat de curând în apartamentul ăsta, pentru că noi am stat până anul trecut la etajul 4 din 4 și era un adevărat spectacol să mă coboare. Adică coboram numai când mergeam la spital, la doctor, la recuperare și am fost la, nu știu, două concursuri ale ei importante, în rest nu prea. Nu. În urmă cu 2 ani, Magda nu era așa. Avea un loc de muncă, lucra în domeniul economic, însă în jumătate de zi, viața i s-a schimbat radical. A ajuns la spital cu dureri mari, credea că este o criză de rinichi. Însă, din cauza unui cavernom intramedular, o malformație congenitală extrem de rară, Magda a paralizat. La RMN a ieșit că am un cavernom intramedular, situat la T7-T8, deci undeva în zona asta, în măduvă, care a sângerat. Și când a sângerat, am paralizat efectiv pe partea stângă, piciorul stâng n-am putut să-l mai mișc. Și după aia, în 2-3 zile, n-am mai mișcat nici piciorul drept și mi-a urcat până în zona asta, de fapt, până unde a fost leziunea. Doctorul de la spitalul militar mi-a zis că sunt foarte tânără și cumva e teamă să mă opereze, să nu paralizez. Eu deja eram externat, când am plecat din spitalul militar, nu mișcam doar stângul și mi intermediase cumva că aș putea să merg în Germania la o clinică renumită, unde să mă opereze un profesor specialist în astfel de probleme. Și abia după 3 săptămâni am ajuns să mă operez în Germania, când deja eram paralizată până aici, sus, sub piept. Și m-a operat, doctorul a zis că a fost ok operația, fără nicio problemă, numai că eu m-am dus gata paralizată. Acum el, după ce mi-a scos cavernomul ăsta care crescuse, era ca o mură, și pusese presiune pe măduva spinării, cumva se aștepta ca eliberând în zona aia să încep să mișc. Și nu s-a întâmplat. Eu, după ce am paralizat, încet, încet am început să-mi pierd și sensibilitatea. Are o șansă la un tratament inovator într-o clinică din Thailanda. Șansa Magdei are însă un preț prea mare pentru posibilitățile ei. 95.000 de dolari. Se pare că asta este cea mai avansată modalitate acum și singura șansă pentru pacienții imobilizați în scaun cu rotile, adică nu altceva. Cumva stimulii care ar trebui să se transmită de la creier prin spre membre ar fi înlocuite de acest stimulator care ți se implantează în zona lombară și transmite el acest stimul care preiau de la creier funcțiile creierului, ca să zic așa, sau nu știu, de fapt nu chiar funcțiile creierului, deci numai din punctul de vedere al transmiterii semnalelor către membre. În acest moment, Magda mai are nevoie de 65.000 de dolari. Împreună îi putem fi alături. Cu un simplu SMS cu textul Magda la numărul 8824 facem minuni, iar mămica unei campioane naționale la dans ritmic va putea merge din nou. Da, Maria, ce zis? Că doar a observat și diferențe. Era destul de mică când s-a întâmplat, avea 7 ani. Cred că și ea spera foarte mult să se îndrepte ceva, să se schimbe ceva și mi-a tot zis, mami, trebuie să crezi, mami, trebuie să te gândești, mami, concentrează-te că mișc piciorul, mami, uite cum fac eu, uite, ia, trage de picior, simți ceva, mă tot apăsa pe degete, hai, încearcă să închide ochii și încearcă să vezi unde te apăs. La început nu simțeam nimic, dar acum cu timpul când am început să mai simt, mai ne jucăm așa și cumva parcă e mai încrezătoare și asta cam anul ăsta cumva cred că și-a pierdut și ea speranța, că mi-a zis, tu crezi că o să mai întâmple ceva bun cu tine? Și după ce am aflat de intervenția asta, a fost prima oară când am avut curajul să-i spun că da. De asemenea, puteți face donații în contul deschis la Banca Transilvania. RO28 BTRL RON CRT 048-7383-801. Ea mi-a zis că e dor de mama ei care merge odată în picioare și să mergem împreună. Numărul de SMS 8824 este valabil în perioada 1 februarie 4 martie 2019. Suma alocată cauzei este de 2 euro. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digimobil, Orange și Telecom, pentru cartelele preplătite, TVA-ul a fost reținut la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartelele preplătite în rețeaua Vodafone,
Utilizatorii nu plătesc TVA. Numărul este oferit gratuit cu sprijinul Asociației Mame.